rol perfect cu Județului Călăraș, prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ionescu Dumitru, reorganizarea Comisiei de Validare a Consiliului Local, validarea mandatelor de consilier prin Districtul Rău prin interesul domnului, reorganizarea Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Sfântului și aprobarea formei de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2016. La punctul 1 al ordinii de zi, ce v-am mai cerut iar asta, domnul? Nu, trebuie să citesc că... Se dă citirea adresei 763 a PSD, prin care se aduce la conștiință Consiliului Local al Comunei Vățenei că domnul Bogdan Ionel a demisionat din funcția de membru al partidului și conformitatea de prevede articolul 9 alinia 2 litera H1 alinia 3 din legea 393. Propune să se constate încetarea de drept a mandatului de consilier al susnumitului. În plus, comunică cu următorii supleați care pot ocupa locurile vacante, se domnia Enterescu Doru și Conariu. Mița Aurică. Așa, în continuare de citire, trebuie postanatura primarului secretarului, prin care se propune creată încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Conrad Ionel și se declare vacant locul respectiv. Apoi se dă citire proiectul de hotărâre, care este supusă la vot și adoptată cu 7 voturi pentru, devenind hotărârea numărul 13 a Consiliului Local. Se dă citire proiectul ordinului 142 al prefectului, în care se constată citarea de drept a mandatului de consilier al domnului Ionescu Dumitru, deoarece și-a pierdut în descriere ca data de membru a PSD și pe apelul lui Stapoș ales. La punctul 3, se aduce la se propune reorganizarea Comisiei de Validare din cadrul Consiliului Local, în cadrul domnului Ionescu Dumitru, președintele acestei comisii, mai sunt de Consiliul Local. Se propune domnul Cristea propune pe domnul Vițoiu, propunerea este aprobată și se adoptă pe numărul 14. La punctul 4, Consiliul de Validare se retrage în ședință proprie, în vederea analizării și constatării condițiilor, dacă, constatării dacă domnul Anghelescu și Ionița Aurică depun condiții pentru a fi consilier. Și după revenire, se dă citire raportului și se validează mandatele domnului Anghelescu Doru și Ionița Aurică. Apoi, într-un cadru solen, se depune jurământul de către noi consilier validat. La punctul 5 al ordinii de zi, se propune reorganizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, în urma noilor validări. Și astfel se propune ca, deci doamna Alexandru propune ca în Comisia de Agricultură să în locul domnului Georgescu să fie domnul Cristea și următorul să fie domnul Ionița Aurică, iar în Comisia de Învățământ, în locul domnului Conrad Ionel, să fie domnul Anghelescu Doru. Propunerile sunt supuse la vot, adoptate și devine hotărârea 16. La punctul 6 se dă nouă contabilă de citire contului de exercițiu bugetar pe anul 2016, după care se supune la vot și adoptată la unitate, devenind hotărârea numărul 17 a Consiliului Local. Asta o să le fac aici, pe care o să se vezi. Da. Sunteți de acord? Mai aveam ceva de adăugat? Am omis ceva? Nu. Da. Ședința de așa avem rectificarea de buget. Rectificarea de buget. Subvenție primită de la PNDL pentru alimentarea cu apă, pentru că ultima situație depusă pasă de mai depus 85.589,42 de bănuți. Asta e anexa 1 și 2 din fondul de lume. Avem, propunem așa, la capitolul 51, la autorități publice, cheltuieli de capital 110.000 lei, din care sistemul de control intern 20.000 de lei și achiziționarea autoturism primărie 90.000 de lei. Capitolul 67, la cultură, avem cheltuieli de capital 300.000 de lei, în care reabilitare cămin cultural de Nești 200.000 și reabilitare cămin cultural Presimentul de Jos 100.000 lei. Capitolul 70, servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape. Cheltuieli de capital 595.000 de lei, din care planul urbanistic general 55.000, reambulare topografică 95.000, servicii de cadastru domeniul public 145.000, realizarea subortului cartografic pentru extraordinarul comunei Căsine
Republicii Dămnești, 45.000. Și la capitolul 84, la transporturi, avem studiu de trezabilitate asfaltare străzi, 40.000 de lei. Deci, în total, 1.045.000 de lei. Se utilizeze din fondul de rământ al... Deci cine are ceva de adăugat? Sunt de acord? Tot ce mai trebuie la Cămin la Dănești? Viorele, am zis la Cămin la Dănești să turnăm un platou, să facem o scenă, vreau să bag apă, facem bucătărie și acoperiș? Să schimbăm acoperișul. Pe tabla mâncare, la... milioane. Am, nu, am zis așa. Vedem ce rămâne. Noi am pus să avem o marjă de eroare. Dacă rămâne bani de acolo, facem gardul la Cămin la Luptători, facem toaletă și la... A, intră. Da, intră tot pe Cămin. Dacă ne rămâne... Da, nu... Dacă ne rămâne și dacă nu ne rămâne... N-avem cum să nu ne rămână. Dacă nu ne rămâne... Ar fi bine ca în proces verbal să se consemneze pentru toate cele trei cămine care sunt în comună, să se facă câte ceva la fiecare. Cam dată când am făcut pe ăla la Luptători, a zis că facem formula Pupoza, că ăla la Dăneștere a terminat. Ca să facem la Luptători, formula Pupoza și... Nu s-a terminat aici? Nu, s-a terminat la Luptători, e terminat la Dănești. Fără toalete, să faci fără toalete și fără gard. Deci măcar gardul ăla, adică... Eu consider că gardul ăla trebuie făcut dintre animale cu gășcuri. Trebuie gardul făcut la școală, la Cămin. Dar am zis așa, hai să facem... Că vreau și cu ziua acum, am zis să facem un platou în fața căminului. Dacă plouă și dacă e ceva, unde te duci? Unde bagi lumea? De... Și ce unul? N-ai minte să faci lumea. Facem o scenă acolo, am zis să tablă, că e tablă, vai de mama, e plouă în ea. Facem la Pupăza. Dacă tot... Păi și cu 200 de milioane? Nu, e 2 miliarde! 2 miliarde! La Pupăza e tabla schimbată, s-a pus geamul uși, dar tavanele îți varză. Tavanele căzute. Nu, de... Eu nu cred că să te ajungă. N-are cum să ne... 2 milioane. 2 miliarde. Putem să facem... Terminăm și acum. E pe filmă, că nu ai cum să faci cu... Că și la Dănești ți-ai pe tablă. Tablă, tablă și pentru noi. Păi dacă s-a putut să-l cotă, voi ia de jos chiar de jos. N-ai cum, că nu să fie toată lemnăria. Păi nu, dar mai e și de lemnărie, n-am zis eu că toată. Nu toată, dar oricum mai e. Dar poate sigur ne putem distribuie. Trebuie veceurile alea mutate de acolo, e ca la... Da, e chiar... Să nu zic acum că suntem și filmați. Trebuie veceurile alea mutate de acolo, din față. N-ai cum să... Așa te încadrezi, te încadrezi să faci și gata. Și am zis, păcat de căminul ăla la Pupăza, s-a schimbat tabla. Uși, geamuri, am văzut, m-am uitat pe geam, că n-am putut să intru înăuntru, tavane și popi. Am văzut popi puși la jumate. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Să tragem și acolo apă, să facem ceva ca să fie frumos. Păcat de căminul ăla, că e mare la Pupăza. Are popii să-i faci cura în jurul lui. Căminul de la Pupăza e cel mai mare. A fost ceva, scândură, ceva, să nu mai cază tavană. Acolo să faci o muncă. Eu am vrea să faci cum am fost. Spalutătorul ăla a fost făcut fără. Ce-ți mai comentăm? N-are tavan, dar ceva vin că trebuie făcut. Adică ce să ne comentăm, e de trecut, da? Termină, trebuie cum să faci așa, poate că e distanța prea mare. Poți să faci de acum înapoi. Păi și până acum, a fost de zile de când se face. Să face suspendat. Să face suspendat. Tavanul să face suspendat. Și iese tavan de tavan, dar trebuie să știe cine să fie. N-ai cum să vizi că te lași ăla ca la un graj când intri la faci? Da, mă, dar ce? Vică pe cum a fost, mă. Da. Vine cu acoperișul așa și el stă aici, aici vine cu tirați de așa, cu a făcut avalul de... Care e firmă, meseria, știe ce... Dar câți bani ți-ai să-ți facă așa? Păi da, da, da. Păi dacă are scândul ăia, postace și aia, dar să facă cu... Legăsuri. Ceva cu bride, cu... Face anul ăsta jumate, la anul... Mă, făcut-o ea acum an de zile, zici, și-a ținut de...
În 10 ani de zile n-a mai făcut nimeni nimic. Cum să te apuci de toate și să nu termini? Cum să te apuci de toate? Cum asta am zis? Câte unul, câte unul și le termin. În fine, sunt acum. Se poate să-l dai în funcție. Da. Dacă se face că nu la Dămești, Mosa da. Nu mai trebuie dată așa nu. Degeaba o să și nici să mai ia de acolo voi, dacă îmi dotezi cu ceva, să rămân acolo înăuntru. Adică nu că îi trebuie unul care pomană, nu se poate să știu. Nu, la unul la o măritare, asta e. Dar când e dat, ia voi o procesă. Nu mă, nu mă, că s-au mutat cu ăsta. Au stat de la mine la rama cu mână și au stat anul trecut până la mine până... Nu mă, nu te rog! Deci hai să vă spun eu. Dacă cămin, orice cămin, dacă se face să modernizează, se face... Nu să... Vrei să faci comandă, nu, te duci și faci la cămin. O să stabilim o trasă, să nu întă atât, nu o să luăm la mort, ca la nunt. Dar la nunt, la botezuri, și să dă totul pe proces verbal. Ai stricat? Ai stricat că ești. Un geamul la muntele s-a îngătat? Îl pui la loc. Păi așa merge în continuare, spargem geamuri, uși. Nu, ideea cu dartul de acolo s-a văzut nu, ce s-a întâmplat. Nu se mai dă nimic. Comuna era scaunele și mesele de la Deniș. Și-a rămas două scaune rupte și...